prima mea întrebare este legată de poziția oficială a guvernului spaniol legată de ridicarea restricțiilor pe piața muncii pentru cetățenii români începând cu 1 ianuarie 2014. Care este poziția oficială a guvernului spaniol? Como le decía antes, España desde el primer momento facilitó la llegada de trabajadores rumanos al mercado de trabajo español. En 2009 fue el primer país que levantó la moratoria y aunque tomamos una medida transitoria en el 2011 restringiendo en parte el libre establecimiento de los trabajadores rumanos en España, que no afectó en gran medida a los ya existentes, España apoya y aplicará, como todos los demás países, el 1 de enero del 2014, la liberalización total del mercado laboral para los trabajadores rumanos. Spania a fost prima țară care a ridicat moratoriu pentru lucrătorii din România în ianuarie 2009 și este adevărat că datorită ratei mari a șomajului în iulie 2011 s-a văzut nevoită să ia câteva măsuri restrictive, dar care nu au afectat pe cea mai mare parte a lucrătorilor din Spania. Pe de altă parte, Spania va respecta, la fel ca și celelalte țări ale Uniunii Europene, acordul prin care la 1 ianuarie 2014 vor fi ridicate restricțiile pentru toți lucrătorii români. Domnule ambasador, sunteți reprezentantul uneia din țările europene cu cea mai consistentă prezență economică în România. Sunt foarte multe firme spaniole care au investit în România și care au aici operațiuni importante. Care sunt, din discuțiile pe care le aveți cu reprezentanții acestor companii, domeniile predilecte de activitate, domeniile cele mai atrăgătoare din România spre care putem să așteptăm noi investiții în anii care vor urma? En los años 2006, 2007 y 2008 se produjo un gran movimiento inversor de compañías españolas en el sector inmobiliario, pero hasta el punto de que del total de inversiones españolas en el país la gran mayoría eran en el sector inmobiliario. Sin embargo, la crisis del sector, tanto en España como en Rumanía, ha retraído ese sector de la economía y muchas empresas españolas o bien han vendido los terrenos que compraron o bien han permanecido a la espera de un cambio de la situación del mercado inmobiliario. Pero la mayor parte de las empresas españolas está orientada sobre todo al sector de infraestructuras. Las grandes constructoras españolas están presentes en Rumanía, han obtenido importantes licitaciones en carreteras, autopistas, vías férreas, estaciones de ferrocarril, metro, etcétera, y empieza a haber también importantes inversiones en el sector energético, en el sector agroindustrial y en el sector agrícola. En 2006, 2007, 2008 s-au făcut foarte multe investiții în sectorul imobiliar.
marea majoritate a investițiilor erau cele din sectorul imobiliar, dar criza acestui sector, atât în Spania, cât și în România, au făcut să se retragă, fie și-au vândut terenurile, fie stau în așteptarea unei schimbări a situației. Acum putem vorbi despre o prezență majoritară spaniolă în domeniul infrastructurilor. Infrastructurii sunt firme foarte importante spaniole, participă la construcția de șosele, de autostrăzi, de căi ferate, de stații, de gări sau la metrou. Și de asemenea există investiții mai recente în sectorul energiei, agroindustrial și agroalimentar. Din experiența acestor companii, din feedback-ul pe care vi-l dau dumneavoastră, este problema arieratelor, a plăților restante de la bugetul de stat sau de la bugetele locale către companii, este o problemă reală, persistentă? Sí, efectivamente, uno de los principales problemas, y yo he tenido contactos al más alto nivel para tratar de ayudar a resolverlo, ha sido los retrasos en los pagos de muchas de esas obras emprendidas. Incluso en algunas ha determinado el retraso en la ejecución de las obras, pero afortunadamente están en vías de solución. Recientemente se ha llegado a un acuerdo con la compañía CAF para la entrega de los trenes, que había un retraso en el adelanto prometido. Lo mismo están en conversaciones con la empresa ADVI, que ha participado en el puente de Bidin-Calafat, también con la empresa FCC, que en un consorcio con Astaldi tiene la ampliación del metro de Bucarest, sobre todo el comienzo de la tunelación de las nuevas líneas, y parece que ya está en vías de resolución. Pero indudablemente la falta de absorción de fondos europeos y los problemas de ajuste respecto a los compromisos de Rumanía respecto al déficit con el Fondo Monetario Internacional y con la Unión Europea han determinado en algunos casos retrasos importantes que han afectado a la actividad de importantes empresas españolas. Bineînțeles că este una din marile probleme, una din principalele probleme. Eu însă, îmi spune domnul ambasador, am avut contacte la nivelul cel mai înalt pentru a încerca să rezolvăm această problemă care în unele situații chiar a determinat întârzierea lucrărilor. Însă încep să apară și soluții, de exemplu firma CAF, care a predat deja unul din trenurile de metrou pe care le are contractate, s-a soluționat o astfel de întârziere a plății arieratelor. O altă situație este cea firmei ADVI, care a participat la construcția podului Vidin-Calafat și se pare că se va soluționa și această situație. Sau mai merită menționat datoriile arieratele ce trebuie plătite către firma FCC, care participă la lucrările de extindere a metroului, și într-adevăr această plată este în curs de soluționare. Sigur că au fost dificultăți cauzate de lipsa de absorbție a fondurilor europene, ajustărilor pe care economia românească a trebuit să le suporte datorită deficitelor ce au fost acordate au fost coordonate cu Fondul Monetar Internațional.
O altă problemă de care vorbeați în timpul răspunsurilor pentru cititorii Hot News a fost cea a returnării TVA. Este și aceasta o problemă recurentă pe care companiile spaniole, fie ele mari sau mai mici, o întâlnesc în activitatea lor din România? Sí, ese es un problema que me comunican con frecuencia las empresas españolas, sobre todo porque la petición de la devolución del IVA, de la TVA, implica un proceso administrativo y burocrático muy lento, así como inspecciones fiscales que complican y ralentizan un poco la actividad de las empresas. Este una din problemele care mi se semnalează foarte frecvent din partea firmelor spaniole, printre altele, mai ales pentru că cererea de returnare a TVA-ului implică un proces birocratic foarte complex cu inspecții fiscale care fac să se complice birocratic activitatea. Tot legat de mediul de afaceri, am avut în ultima perioadă mai multe manifestări de stradă împotriva unor proiecte controversate, cum este proiectul de la Roșia Montană sau unor proiecte de extragere a gazelor de șist prin procedeul fracturării hidraulice. Am avut de asemenea și acum în ultimele zile câteva anunțuri de taxe și impozite noi care vor intra în vigoare foarte curând, de la 1 ianuarie 2014. Sunt aceste lucruri de natură să îngrijoreze mediul de afaceri și implicit companiile spaniole, eventual potențialii investitori să se uite mai atent la acest mediu de afaceri? El problema que usted menciona es un problema dificil porque implica elementos medioambientales y psicológicos de la población. Indudablemente la extracción del mineral de oro requiere unas técnicas altamente contaminantes y eso corresponde a los países soberanos decidir lo que deben hacer y tomar las medidas que sean precisas para minimizar los riesgos. Indudablemente la decisión de poner nuevas tasas y nuevos impuestos indudablemente complica la presencia de empresas extranjeras, puesto que las empresas lógicamente buscan beneficios y cuando esos beneficios disminuyen o se ponen en riesgo, pues retraen la actividad de esas empresas. Este o problemă dificilă aceasta pe care ați menționat-o, pentru că implică elemente de mediu, chiar elemente psihologice ale populației. Fără îndoială, tehnica de extragere a minereului de aur presupune soluții cu un mare risc de poluare, dar este dreptul țărilor să decidă dacă acceptă sau nu, sau să ia măsurile necesare pentru a reduce riscurile cât mai mult. Este fiecare țară decide în această situație. În ceea ce privește decizia de a crește taxe și impozite, fără îndoială complică prezența firmelor străine în piața românească, pentru că firmele caută beneficiu și asta le poate reduce din beneficiu. România și Spania au relații bilaterale excelente. Menționați mai devreme vizitele la nivel înalt care au avut loc. Există și un parteneriat strategic. Care sunt următoarele elemente pe care le putem aștepta, fie la nivel politic, fie la nivel economic, următoarele evoluții pe această linie bilaterală? El establecimiento de una asociación estratégica entre los dos países
tiene consecuencias múltiples. Entre otras, se negociará un plan de acción con intercambio de visitas al más alto nivel de manera regular, aunque no se ha establecido una periodicidad concreta, pero sí habrá encuentros a nivel de jefes de gobierno y ya existe un intercambio frecuente de visitas de distintos ministerios concretos, sobre todo en dirección a España. Recientemente, al tiempo que el primer ministro estaba en España, visitó España con resultados muy satisfactorios el ministro de Agricultura, Daniel Constantín. Recientemente ha estado el ministro de Justicia, Kasanchuk, y las visitas son cada vez más frecuentes. Muy pronto vendrá a España el ministro del Interior, donde existe una cooperación excelente a nivel de fuerzas de seguridad y del orden, y en todos los ámbitos del Ministerio del Interior. Lo mismo ocurre en el ámbito de defensa, con la cooperación permanente, los distintos jefes del ejército de Rumanía y de España y de las fuerzas navales intercambian frecuentemente visitas, y la cooperación va a ser multiforme y sobre todo va a incrementar los niveles de cooperación y la presencia de empresas españolas en Rumanía y rumanas en España, porque la inversión rumana en España de momento es modesta, pero creciente. Perdón. Acest parteneriat strategic are consecințe multiple și există un plan de acțiune, de fapt, care prevede schimbul de vizite la un nivel, schimb de vizite la nivel înalt, în mod regulat. Încă nu s-a stabilit exact la ce perioadă de timp se va face, dar se vor stabili astfel de vizite la nivel de șef de guverne. Deja există schimburi de vizite, mai ales dinspre România au vizitat Spania la nivel de minister. Atunci când primul ministru Victor Ponta a fost în Spania, a fost și ministrul Agriculturii Daniel Constantin, a fost o vizită și a ministrului Justiției Kasanchuk. În curând va veni ministrul de Interne, un domeniu în care avem colaborări excelente. În domeniul apărării, de asemenea, pe diverse sectoare ale apărării există schimburi regulate de vizite. Este acest parteneriat strategic presupune o cooperare multiformă și va promova prezența firmelor spaniole în România, dar și a firmelor românești în Spania, pentru că deocamdată prezența firmelor românești în Spania este modestă, dar în continuă creștere.